cuplul câștigător este ales de telespectator, nu? Da, 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 da. Și cuplul acesta înțeleg că nu se bucură de aprecieri, pentru că au făcut treaba asta. Măi, nu știu, o să vedem că oamenii încă, la finalul acestei săptămâni, vom afla ce și cum și atunci o să vedem cum au reacționat telespectatorii. Pe moment, acum nu e un plus pentru ei. Uhum. Apropo, îi invit pe telespectatori să se uite sâmbătă de la ora 13:30, pentru că voi fi eu în direct la finala săptămânii de pe Antena 1. Da. A, cum adică? Stai, că nu... Da, uite așa! Locul Simone? De ce? Da? De ce? E... S-a îmbolnăvit? Nu s-a îmbolnăvit. Dar urmează. Hai mă, nu fii și tu. Glumez, Doamne ferește. Nu spune prostii. Nu, nu am frește. Da, eu... A, ok, da. Nu, am crezut că Doamne ferește s-a întâmplat ceva pe ea. Că vorbesc cu Sissi Des și e și ea super, super speriată și de... Păi cred. Covid, da, adică cred. A, a cine mai, nu e, mă, nu, vorba. Cred. Mai regulamentar decât ea, eu? Nu știu cât s-au deci comportat. Deci vorbeam cu producătorul emisiunii și mi-a zis, băi, la oricine mă așteptam să facă, dar nu numai la tine nu. Știi cum eram? Deci eram zmeu acolo. Mă duceam și ziceam... Puneți masca cum trebuie. Ha, ridică pe nas. Și Simona era la fel. Adică deci, e la fel. Sunt ceva, adică eram așa ceva. Acum păi știi de ce? Că se alege praful și de show dacă se întâmplă ceva. Păi asta mă gândeam, adică Doamne ferească, mă. S-a închis magazia dacă se întâmplă. Și eu m-am vaccinat și mă testau și... Cum a fost? Băi, n-a fost așa de rău în timpul... Bolii, efectiv. Bolii. Am avut 4 zile în care m-am simțit rău. Rău. Ca la o gripă așa normală, n-am făcut febră, cel mai mult am avut 38 febră. Tu când ai făcut vaccinul? Cât timp trebuie? În mai am făcut vaccinul. Teoretic relativ, ar fi trebuit să fiu protejată. Da, da, da. Așa și m-am simțit bine, în sensul că n-am avut niște simptome din astea să... După patru zile, efectiv, am făcut tot ce se putea face... Oboseam foarte repede și încă oboseam. Ai mai făcut boală și înainte de vaccin? Nu. N-ai mai făcut. A, prima, da. Da. Și am rămas fără gust și fără miros. Și din momentul în care am rămas fără gust și fără miros, acolo au început, de fapt, problemele. De ce? Pentru că am început să fac niște atacuri de panică. Pentru că înțeleg că acest virus îți atacă și sistemul neurovegetativ. Da, gustul și mirosul, de fapt, acolo. Acolo e problema creier, și se creează... Eu am și stat de vorbă cu Eduard Puiu, psihologul de la noi, de la emisiune, că i-am zis, băi, am niște probleme, trilulilu, crocodilul. Mi-a zis, nu, sunt mulți oameni care trec și mi-a și explicat că aproximativ o lună după ce se termină perioada asta de boală, mai ai episodul. Ai ca un soi de depresie, semidepresie. Unii fac mai agresiv, alții mai puțin agresiv. Și să știi că discuția cu el, discuția cu un psiholog, pe mine m-a ajutat foarte mult. De ce? Pentru că omul mi-a zis, bă, trebuie să faci tot ce te bucură. Adică, de la ce au făcut oamenii ăia în casă, înțelegi? Da. Dar nu la televizor. Și până la, nu știu, de la băi cu da, mă, ca să ții atenția sport, dar din păcate nu pot să fac sport pentru că obosesc plăcute, încă. Da, da, foarte tare. Dar, vacanțe, presupun. Deci dacă spun ce fobie am avut, leșinați aici de râs. Fobii? Da, adică în timpul bolii. Deci într-o noapte, când am rămas fără gust și fără miros, cu gustul n-am avut o problemă, am mâncat ca porcul pentru că tot încercam să să vezi ce văd dacă simt ceva. Da. Dar cu mirosul am avut o problemă pentru că m-am trezit într-o noapte și m-am trezit așa în panică și am zis, Doamne, dacă luăm foc în casă, noi nu simțim. Vai. M-am ridicat din pat, m-am dus încotro, băi, până toată casa, așa, totul era bine și frumos. Și m-am pus la loc înapoi în pat și zic, hăț, nu luăm foc, dar dacă avem o scăpare de gaze. De unde să iei foc? Ce ai flacără deschisă în casă vreodată? Păi n-am niciodată, dar da, căpuțul lucrează la psihopupu, înțelegi? Și gaze, le verifici dacă îți deschise? Și dracu, mă, vreodată scăpări de gaze? Ce, sau... Cred că au orice construcție modernă are genul. Alarmă, da. Și am alarmă senzor, oricum da. Senzorul, și da, nu da. E niciun fel de problemă. A, am înțeles. Da, mă rog, și am trecut peste ele. Dar aici o dădeai în alte fandaxii. Da, pentru că...
Am înțeles. Nu era bine. Dar oricum... Ai făcut cu restul familiei, copilașii, au plecat de acasă? Nu. Inițial am fost doar eu diagnosticată, deși prima care a avut simptome a fost Victoria. Și a făcut și asta? Da, am avut toți. Adică am fost testați și declarați și carantinați. Prima care a venit a fost Victoria, care a avut fix aceleași simptome pe care le-am avut eu, dar într-un stadiu incipient, așa. Da. Adică a făcut o laringită și zicea că o ustură în gât, dar nu era, că țipa ca indienii, înțelegi? Da, da. Zicea că o doare capul. Ori un copil de 4 ani să spună că îl doare capul e mai răruț. Mai rar, da. Bun. Și a venit cu aceste simptome chiar de luni spre marți, așa, de la grădii și... Deci voi de la ea ați luat de la grădiniță? Băi, nu știm. Așa bănui. Mulți, nu știm. Mulți au luat așa, de la școli. Nu știm. Grădinița. Habar n-avem și știi cum e. Nu poți să acuzi pe mine. Până la urmă, asta este. Nici n-ai cum să faci o investigație foarte... Da, și ea a fost ok, adică a fost atunci luni și marți un pic, dar am zis, băi, mai există și laringită, mai există și o răceală, adică hai să nu exagerăm și să ne dăm... N-ai făcut test de la rapid? Măi, nu i-am făcut, că n-am vrut să chinui copilul. Iar miercuri, eu m-am dus pe picioare bine, așa, și în timpul emisiei mi-a căzut vocea. Dar cum să spun așa, într-un interval de... Într-o jumătate de oră eram... Știi? Da. Și... Am mai auzit, da, de debut de ăsta violent pe câte un simptom. Da, și după aceea, nu știu, într-un sfert de oră după ce mi-am pierdut vocea și așa, am început să-mi ardă urechile, știi? Noi avem acolo o doamnă, și de obicei... Care stinge urechi. Da, miercuri era zi de testare, dar am ajuns foarte târziu și până așa și nu m-am mai testat în ziua aia. Și n-am avut inspirația să mă duc și să mă... Da, rogi. Că doamna respectivă e acolo 24 din 24. E o asistentă medicală, noi avem un contract cu cineva. Da, proiect să schimbă, da, e altă persoană. Și vaccinată fiind, nu te gândeai. Da, da, și vaccinată fiind și cu toate măsurile și așa, da, știi? Și m-am dus acasă și am făcut un test din ăla cu scuipinol. Și, băi, dar m-am și chinuit să-l fac și nu știu ce și nu. Trebuie să scuip mult. Da. Trebuie să scui mult, nici eu nu le... Și o să le dea la copilași la școală. Nu o să poată, Doam, nu o să, nimic, poată să le facă, îți garantez. Trebuie să scui foarte mult, no. Te uiți la cam filmele porno, credem. Nu, deci nu. Bă, nebunule, te pune să mor până umpli aia. Am imaginez. Nu ești prea băgra ca ta, nici tu. Jesus. Nu, dar serios, deci știi cât te... Nu mai... Și dar nu mai ai, efectiv, eu când am făcut... Dar nu e numai asta. Nu știu, doar mâna aia, eram și dar nu e numai asta, înțelegi, că primul și-a făcut bărbată meu. Deci scapă lângă, ne duce, nu, nimeni da, nu știe, da, da, că e o chestie așa... Nu trebuie să stai mâna, are o formă așa la gură, mai când îți mai vine, mai dai, că... Aia a venit după fund, care avea... Ca mestecător de tutun, mă rog, da, scârbos. Așa, și mi-a ieșit negativ. E foarte greu de făcut copilașilor. Da, nu, eu nu cred că o să le iasă. Nici eu nu cred, că am făcut așa ceva. Da, și dimineața când m-am trezit, zice că trecuse tramvaiul peste mine. Deci așa m-am trezit. Da, nu, și, febră aveai? Măi, nu aveam febră, doar că aveam stările alea de frison și de... Și la testul ăsta ți-a ieșit pozitiv? La asta nu, mi-a ieșit negativ. Negativ. Și am zis lui Tavi, hai să ne ridicăm și să merg să fac un test undeva autorizat, mai ales că noi avem în parcare acolo la noi în spate un centru comercial mare și avem colea să ne testăm. Am decartat bulionul. Normal. Și m-am dus și doamna de acolo mi-a zis începe să se înroșească treaba. Zic, ok, bine, la revedere, drum bun. Și m-am dus acasă, mi-am sunat colegii. Da. Și cred că au intrat într-o mare panică, au sunat-o pe Paula, nu știu ce s-a întâmplat. Eu trebuia să vin în ziua aia, invitată. Da. 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 Am mai stat de vorbă, dar nu mai avem timp.